UDMR, prin vocea europarlamentarului hunedorean Iuliu Winkler, se declară împotriva creșterii de taxe și impozite prin care să crească bugetul național, anunțul fiind făcut recent la DEVA. Eurodeputatul PPE-UDMR de Hunedoara consideră că bugetul poate spori printr-o mai bună colectare a taxelor și impozitelor. Prin reducerea evaziunii fiscale, România, ocupând un nedorit prim loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul redus al încasărilor, chiar această situație durează de ani buni. Sigur că există extrem de multe locuri în care trebuie căutați banii de la buget. Ei nu trebuie căutați în mărirea de taxe și impozite. Și UDMR este foarte clar în sensul acesta, nu sprijinim o majorare a taxelor și impozitelor. Însă trebuie căutat în gradul de colectare și în disciplina fiscală. Nu este o problemă a guvernului actual, este o problemă de 30 de ani a tuturor guvernelor din România. Noi avem cel mai scăzut grad de colectare a veniturilor fiscale raportat la produsul intern brut din întreaga Uniune Europeană. Țările, spun între ghilimele, civilizate, au fiscalizarea bugetului de 32-33%. În România, colectarea veniturilor fiscale este de 28%, deci extrem de redusă. Asta înseamnă că există multă evaziune fiscală la nivelul contribuabililor, persoane fizice și persoane juridice. Iuliu Winkler a mai prezentat un caz în care România deține un alt nedorit record european la capitolul încasării de TVA, țara noastră fiind mult în urma celorlalte state membre ale Uniunii. Europarlamentarul hunedorean consideră că digitalizarea sistemului de colectare ar fi o soluție optimă pentru creșterea gradului de încasare a taxelor și impozitelor. Tot legat de disciplina impozitării este gradul de colectare al TVA. În țările europene se colectează undeva la 70%, chiar peste 70% din TVA-ul calculat. La noi se colectează sub undeva peste 60%, sub 70%. Deci lipsa, TVA gap se numește în limbaj financiar, este de 33-34%. Înseamnă că se emit facturi pentru care nu se colectează TVA-ul, deci avem evaziune fiscală în domeniul contribuabililor, persoane juridice. Trebuie să rezolvăm aceste lucruri, iarăși digitalizarea este unul dintre modurile prin care putem rezolva gradul de colectare. Încă o dată, este o problemă pe care o discutam cu Fondul Monetar Internațional acum 20 de ani, o discutam cu Uniunea Europeană acum 15 ani, deci nu este o problemă nouă, dar acum a venit timpul să o rezolvăm în sfârșit. Iuliu Winkler, eurodeputat PPE-UDMR de Hunedoara, este vicepreședinte al Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European și membru supleant al celei pentru cultură și educație din cadrul aceleiași instituții.